Exproprierea de la Timișoara pentru realizarea podului Solventul a fost aprobată de consilierii locali. Primul pod rutier peste Bega construit după Revoluție, prima expropriere a administrației după 89. Pentru construirea podului Solventul a fost aprobată exproprierea unei suprafețe de 2214 metri pătrați și a construcțiilor aferente. Despăgubirile au fost stabilite de un expert independent fără implicarea primăriei, așa cum cere legea. Doar plata o vom face de la bugetul local. Deși aceste proceduri sunt extrem de sensibile, sunt imperios necesare. Vedem în fiecare zi malformații ale modului în care orașul a fost construit în timp, iar dacă dorim ca Timișoara să se dezvolte ca o metropolă prosperă și sustenabilă, atunci acest instrument al exproprierii pentru utilitatea publică va trebui să fie folosit dacă nu există alte soluții. Deja lucrăm la următoarele proiecte strategice care vor conține de asemenea exproprieri, pentru că altfel nu pot fi implementate. Și nu mai vreau să vedem în Timișoara peste 10 Ani case construite în drum sau zone blocate de dezvoltarea haotică, transmite viceprimarul Timișoarei Ruben Lațcău.